Am revenit în sala Giulești pentru derbiul rundei a 20-a din Liga Florilor Mole. Este vorba despre meciul dintre Rapid București și SCM Râmnicu Vâlcea. Locurile 3, respectiv 5 în clasament. Diferență de 5 puncte între cele două echipe. Așadar, o victorie a Vâlcea pune presiune și mai mare pe Rapid, care încearcă să obțină poziția secundă, însă este la 3 puncte de Gloria Bistrița. Vedem echipa Vâlcii cu Hosu, Neagu și Roh în poartă, Hagman și Mușat în extrema dreaptă, Maithof și Gogurga în interdreapta, Bălan, De Jong și Ceche în centru, Holevova este singurul interstânga, Volic și Florica pe extrema stângă, iar Băcăuanu și Liepoia sunt cei doi pivoți a echipei antrenate de Bent Dal, cu Hagman, cea mai bună marcatoare a sezonului, 143 de goluri. Noi suntem Marian Orsescu și Adi Costeiu, cei la fel ca în precedenta partidă câștigată de Corona Brașov cu Dacia Mioveni. Vă invităm să urmărim împreună acest meci foarte, foarte interesant. Da, de partea cealaltă, Rapidul vine după înfrângerea la Bistrița, care a relansat lupta pentru locul 2. David Ginesta începe astăzi cu Ciucă sau Dedu în poartă, apoi o singură extremă dreaptă, Alexandra Badea. În interdreapta le vom avea pe Andiela Ianusevici și Alina Ilie, în centru Eliza Buceschi, Fraga Fernandez și Milena Raicevici, în interstânga Orlan Canor, Laruca Tudor și Lara Gonzalez, în extremă stânga Dorina Corșo și Laura Canor, pe pivot Albertina Casoma, Lorena Ostase și Ainoa Hernandez. Evident, Rapid favorită pe teren propriu, spuneam și mai devreme, în primul meci 34-33 la Râmnicu Vâlcea. După ce Rapidul a condus la 7 goluri, Vâlcea a revenit 33-32, trebuie să fac o rectificare. Vâlcea a revenit pe final, iată și pe cei doi arbitri ai partidei din această după-amiază. Ionuț Cazan și Ghesur Suliman. Doamnește. Da, își face cruce unul dintre cei doi arbitri. Sperăm că vor avea un meci frumos în care cei doi arbitri să se vadă cât mai puțin. Sunt în verde, nu... totuși, adică noi. Da, să nu ies în evidență fără doar și poate, să avem un spectacol așa cum promit cele două echipe. Două echipe ofensive, vorbeam noi, Adi, Vâlcea are al doilea atac din Liga Națională cu doar 5 goluri mai puțin marcate decât CSM București. 632 de goluri. Da. Spre exemplu, față de Zalău, are peste 130 de goluri în plus marcate și un meci mai puțin jucat, așadar o echipă care într-adevăr joacă un handbal modern, un handbal rapid, însă are probleme în defensivă. În defensivă, dacă tot ai făcut comparația cu Zalău, are doar 3 goluri mai puțin primite, dar are un meci în minus. Da. Maithof încearcă să pătrundă, nu reușește. Ciocchi este blocat acolo de Ianiușevici. Vedem deja încă din primele secunde o apărare foarte solidă, foarte dură a Rapidului. Pasă în extremă, recuperează acolo Canor, însă a fost căzut în semicerc. Nu, a căzut în semicerc, cred că mingea pasiv, prepasiv pentru Vâlcea. Aruncă și marchează Daniela De Jong, primul gol pentru Vâlcea. În minutul 1, suedeza Daniela De Jong deschide scorul acum, Ianusevici pentru Lara Gonzalez și apără acolo Isabel Roch. Isabel Roch contra atac al Vâlcii, însă Florica, titularizată surprinzător acolo în dauna lui Volic. Volic, a doua marcatoare a Vâlcii în acest sezon, cu 89 de goluri. Cred că se gândește la faza de apărare. E o apărătoare mai bună, Cristina Florica, Bendal. Pe de altă parte și Rapidul are o singură jucătoare acolo pe extrema dreaptă, doar Badea. Și-ar putea juca și Alina Ilie sau Ianiușevici în condițiile în care Badea are nevoie de odihnă. Da, să vedem atacul pozițional. Eliza Buceschi, titulară la Rapid, a avut probleme și a jucat foarte puțin în ultimul timp. Eliza Buceschi pentru Ianusevici, Ianusevici pentru Canor, însă nu se înțeleg cele două. Contraatac Vâlcea cu Mia Ciocche, 2-0 Vâlcea. Bun startul pentru Vâlcea, este deja al doilea contraatac, primul a fost eșuat, al doilea a fost transformat de Ceche, Rapid cu probleme în ofensivă. Ianiușevici acum blocată, pasează, lasă Buceschi în extremă, Lora Canor ratează și intervine din nou Roch. A doua intervenție față în față cu adversara, acum Natalie Hagman, golgheterul ligii Florilor. 3-0 Vâlcea. Ce start are Vâlcea și acest stil foarte rapid, foarte ofensiv, cu atacuri scurte. Două contraatacuri, practic. Trei chiar. Și cel ratat de Florica. Da, în doar două contraatacuri fructificate, două din cele trei goluri marcate pe contraatac de Vâlcea.
Bun, și ce problemele pentru Rapid. Și în meciul cu Bistrița a început foarte prost și s-a văzut ce s-a întâmplat. Buceschi aici este 7 metri. Da, decizie corectă împinsă. Întârzi acolo, a venit târziu Maidov. Eliza Buceschi a pătruns aruncare de la 7 metri, dar un început foarte bun, a intrat excelent în poartă și Nemțoaica Roh. Ianiușević este jucătoarea care este desemnată să arunce. Roh cu două parade până acum nu a primit gol, 3 minute și 10 secunde, gol marcat de Ianiușević. Vine primul gol al Rapidului în minutul 4, așa cum ai spus și tu, și cu Brăila au avut mari probleme. Urât acolo. Ce s-a întâmplat? A căzut o jucătoare a Rapidului, chiar Ianiușević a fost, a blocat-o însă pe Cioche. Vorbesc cei doi pentru un cartonaj roșu direct. Este doar o eliminare de 2 minute pentru Ianiușević. Să vedem reluarea. Trebuie să spunem, condițiile în sala Giuleș nu sunt foarte bune. Este o sală renovată, dar pe vechi. Arăta deloc bine. Da, nu trebuia să vedem poziția apărătoare. Acolo n-am văzut decât atacul Daniele de Jong. Acum Maidov, 4-1. Ce bine a început Vâlcea. Fiecare atac dus la capăt. Și patru marcatoare diferite. Laura Canor în stânga, sora ei în dreapta, Orlan Canor, Eliza Buceschi. În inferioritate Rapidul încă un minut și 20 de secunde au scos portarul. Fraga Fernandez a revenit și ea, Adi, după mult timp. Fosta jucătoarea Vâlcii, Canor, aruncă foarte bine și marchează. Avea nevoie Rapidul de această reușită. Vâlcea nu s-a repus corect și... Eliza Buceschi se ține acolo de genunchi. A fost, din păcate, o accidentare a Elizei și pare rău. Pare rău, din păcate. Se ține de genunchi Eliza Buceschi. Abia revenise pe teren și pare că nu poate să pună acolo greutatea în picior. A căzut Canor pe Eliza Buceschi. Pe genunchi. A făcut pârghii acolo. Ce urât. Sunt multe astfel de accidentări. Orlan Canor face semn să se intervină acolo. Ce o problemă mare pentru Rapid. Buceschi a lipsit enorm în acest sezon. Să sperăm că nu este nimic grav. După campionatul mondial, în care Buceschi a venit pe locul 5 în topul marcatoarelor, a lipsit aproape 2 luni, nu, Marian? Păi, să știi, a fost pe foaie la partida cu Minaur, dar n-a jucat absolut deloc. A fost pe foaie doar ca număr. Doar ca număr, exact, la numărul de românce. A jucat cu Brăila, dar foarte, foarte puțin, a dat un gol. Și, iar la fel, câteva minute cu Bistrița. Sperăm să nu fie nimic grav. Buceschi e sigur că nu va juca următoarele 3 atacuri. Arbitrii au întrebat până la urmă corect jocul, pentru că am văzut ceea ce s-a întâmplat la Cisnădie cu Bistrița. Cioche, în continuare Vâlcea în superioritate, forțare. Fault în 7 atac. Metri. Au venit prin semicerc până la urmă cele două jucătoare. Aceasta este regula. Dacă era una afara semicercului, cred că se dicta forțare. Să vedem reluarea. Fault în atac, ia să vedem. Da, a fost Laura Canor. Era cu ambele picioare în semicerc. Da. Hagman la 7 metri. Hagman ofentă în fața Dianei Ciucă. 5-2 pentru Vâlcea. În minutul 6 Vâlcea se desprinde la 3 goluri diferență. Și în pierdere de turație Rapid în ultimele etape, spuneai și tu, s-au chinuit groaznic cu Brăila, au învins până la urmă, au pierdut la Bistrița și acum este al treilea meci în care Rapidul gâfâie. Albertina Casoma n-a primit nicio minge acolo pe pivot. Fraga Fernandez pătrunde o pasă greșită acolo și... E poia cartonaj roșu? Nu, e galben. E galben, Maria, n-are cum să fie roșu. Mă gândeam că duce... Te gândești la orice la liepoia, pentru că are deja 4 cartonașe roșii în acest sezon. Da, am crezut că au văzut arbitrii ceva acolo.
glumim și noi. Doar cartonaș galben pentru Liepoia. Cumva asta este direcția pe care o vor cei doi arbitri. Fernandez aici recuperează în ultimul moment, ratează Milena Raicevici în fața lui Isabel Roch. Vâlcea pleacă pe contraatac încă o dată. Daniela De Jong, ce greșeală face De Jong aici? Avea culoare acolo, putea să meargă singur, a încercat însă o pasă pe Liepoia, nici nu se aștepta slovena acolo. Casoma, gol, 3-5. A lovit-o în cap oare pe Roch? Chiar dacă o lovea... Dacă o lovea în cap, nu era gol. Pentru că se spune că... Ia să vedem. A lovit-o, a șters-o, cred, asta a arătat Roch. Da, nu. Freză, dar abia i-a atins părul. Dacă o lovește în cap, nu este gol, este 2 minute pentru Casoma. Să lovească, practic, în frunte. Da, exact. Primul gol și pentru Albertina Casoma în minutul 7. Rapidul vine la 2 goluri, dar Vâlcea a avut posibilitatea să se desprindă la 4 și n-a făcut-o. De Jong a greșit acolo, acum Maidov pentru De Jong și iar o pasă greșită acolo în extremă, a doua greșeală consecutivă pentru De Jong. Nici Florica n-a prins mingea, Raicevici, pași în fault. Prea tare, Adi. Vrea să vină Volic acolo? Da, e interesantă totuși decizia lui Bendal. Într-adevăr, Ianiușević a avut evoluții bune. Este a doua marcatoare a Rapidului în acest sezon. Probabil de acolo a venit și această tentativă de a juca cu Florica. Nici Volic, într-adevăr, nu a avut cele mai bune evoluții în ultimele partide. Pe de altă parte, spuneam, a doua marcatoare a echipei vâlcene. Praga Fernandez, bună pasa pe pivot. Gol și 2 minute pentru Cioche. Eliminare pentru Mia Cioche. Și Rapidul revine. Albertina Casoma, un pivot greu, foarte greu de ținut. A spune că e revelația Rapidului în acest sezon. Da, trasă de tricou, clar. Prima eliminare de 2 minute la Vâlcea. Foarte bun jocul cu pivotul al Rapidului până în acest moment. Să vedem ce s-a întâmplat. Nu a început, da, nu s-a dat drumul la tabelă. Trebuie să revină jucătoarele Vâlcii la centru. Nu s-a dat drumul la eliminare. Nu s-a dat drumul la tabelă deloc. N-a pornit timpul. Nici eliminarea, nici timpul 7-44. De joc. 7-44. Da. Și abia acum seria în partida cu eliminare la Mia Cioche. Așadar De Jong, Holevova și o vedem pe Buceschi acolo bandajată. Nu știu dacă va mai juca în acest meci. Păcat, mare, mare păcat. Ghinion cu aceste accidentări care o scot din ritm și din competiție pe Eliza Buceschi. Holevova. Și ce bine venise după campionatul mondial. Ce campionat mondial făcuse Eliza Buceschi acolo și câtă nevoie ar fi avut Rapidul, mai ales de meciurile alea rămase în Liga în Campionilor. League, absolut, unde Rapidul a fost eliminată, să ne aducem aminte. De Jong pentru Maidhof, succesivă în extremă, n-a funcționat. Vine Hagman acolo la schimbare, prepasiv, Maidhof, bare. Și Canor, mult mai atletică, pleacă acolo pe contraatac. Lora Canor și marchează. Le-a pus Maidhof pe contraatac pe rapidiste, practic. Aruncarea ei din bară a venit recuperată de Orlan Canor. Nu prea avea ce să facă Maidhof acolo. Lora Canor a fost. Și de la 2-5 s-a făcut 5-5 Rapidul cu un parțial de 3-0. În minutul 9, Vâlcea mai are 49 de secunde de inferioritate, faultat acolo Daniela De Jong. Se vede și la Vâlcea că au multe absențe, multe jucătoare indisponibile. A prelungit cu Iovana Kovacevici, echipa vâlceană, va reveni după ce naște, după ce a născut, a născut de fapt. A născut Iovana, da. Azi mai găuiva naște și ea. Maidhof acum... 9 metri. Faultată și un cartonaș galben acolo, o ținere evidentă, o împingere. Mult mai solidă defensiva Rapidului. Pe de altă parte, Vâlcea a marcat din contraatacuri. Pe greșelile Rapidului trebuie să spunem acum. Maidhof pentru De Jong, se apără foarte bine acolo Rapidul. Picior. Dar n-a fost un picior intenționat. Rămâne atacul Vâlcii, s-a expirat eliminarea lui Cioche. A revenit și Roch între buturi, va veni pe pasivul. Vine golul însă pentru Vâlcea. Nu mai are când să vină pasivul, pentru că Daniela De Jong, după două greșeli, înscrie.
Aici s-a cerut dublu dribling, marchează Casoma, al treilea gol. Din nou defensiva vâlceană surprinsă și fanii vâlcii deja încep să protesteze la deciziile arbitrilor. Ar fi de văzut acea fază cu Orlan Canor. A scăpat mingea, a prins-o din nou. Acum Daniela De Jong pentru Maidov. Holevova, ce bine Vule a lăsat acolo pasa. Mingea, dar Daniela De Jong, fără să se uite, trimite mingea în spate spre Casoma doar. Nu știu de ce nu s-a dus la poartă, n-are siguranță. Rapidul are șansa să preia conducerea pentru prima dată în acest meci. 12 goluri după 11 minute, multe erori făcute de Vâlcea deja în atac. Apărarea giuleștencelor a început deja să evolueze mai bine. Canor este în centru. Avem 12 goluri din condițiile în care Roha a mai avut 3 intervenții, da. 1-1. Da. Și acele erori făcute, iată-o pe Roha apărând încă o dată. Foarte Bendal nemulțumit. Roh parase această aruncare a lui Orlan Canor. Au dictat aruncare de la 9 metri, semn că Orlan Canor a fost împins acolo pe aruncare. Atenționate Casoma și Maidhof acolo, să nu se mai contreze. Maidhof nu prea joacă defensivă la Naționala Germaniei. Orlan Canor, Casoma, ce să fac acolo Natalie Hagman în fața... Da, nu sunt jucătoare cu talie în defensiva Vâlcii, asta este clar. Și în aceste condiții, imposibil de oprit. I-a dat drumul la Tim Hagman pentru a evita o eliminare. Atunci, în condițiile unei eliminare, ar fi avut mari probleme Vâlcea, pentru că nu are decât pe Mușat pe extrema dreaptă. Intră în poartă Daciana Hosu, față în față cu aceea șandiela Jan Jusevic. A mai punctat odată dintr-o aruncare de la 7 metri Sârboaica. Vedem acum Jan Jusevic cu toată opoziția Dacianei înscrie. Și pentru prima dată Rapid trece în avantaj de la 2 la 5, Rapidul vine 7-6. Important acest gol, important această revenire pentru Rapid, spuneam, aflată la 3 puncte în spatele Bistriței după ce a pierdut contra echipei bistrițene, are însă avantajul meciurilor directe, însă Bistrița mai are un meci cu CSM București pe teren propriu în acest sezon. Maidhof împins acolo, facind fault, asta au decis cei de arbitri. Se apără bine cele două surori Orlan Canor, au știința apărării învățată în Naționala Franței, iată-o pe Orlan Canor. Cu omul merge acolo 9 metri. Holevova încearcă să pătrundă. Holevova venită de la Brest, n-a avut un start atât de bun așa cum s-ar fi așteptat vâlcenii. 9 metri încă o dată. Dacă s-a dat la Canor, să dă și aici. Liepoia acolo încearcă să facă un culoar pentru coechipiere. E foarte greu pentru Vâlcea în atac pozițional, fără contraatacuri. Pentru că acolo două dintre cele mai bune apărătoare din campionatul României, Casoma și Lara Gonzalez. Da, pe de altă parte, Rapidul chiar se descurcă bine. Catali este mult mai bine. Încercare de Ariana e căzută aici. Cioche pusese piciorul în semicerc înainte să arunce din punctul meu de vedere, oricum a aruncat pe lângă nicio poartă. Nicio intervenție la poarta nicio Rapidului intervenție până deocamdată. Acum. Nicio intervenție deocamdată, 13 minute și 40 de secunde, Canor împinsă, locată. Și faul? Nu. Nu, fault în atac s-a dictat. Nu cred că s-a dictat fault în atac. Ba da. Maidhof pe contraatac, faza a doua, Maidhof aruncă sus puternic, 7-7, împinsă în aer. Ar fi interesant de văzut o reluare. E reluarea golului acum. Pentru asta se dă domn. A venit din lateral și a împins acolo Orlan Canor. Dar și nici la faza precedentă n-am înțeles ce au dictat cei doi arbitri. Prea poți să împingi din aer. Fernandez acum pentru Badea. Din nou Fernandez, bună, succesiva până în extremă boltă a Lorei Canor. Și este un start foarte bun de meci pentru extrema stângă din Franța.
va pleca de la Rapid, a semnat deja cu Brest, se întoarce în campionatul intern. Acum mingea ajunge pe dreapta la Natalie Hagman. Ce gol marchează Hagman al 146-lea din acest sezon, 8-8. Tocmai ne uitam, jucătoarea cu cel mai bun procentaj, în condițiile în care ai cele mai multe goluri marcate și ai și cel mai bun procentaj din top 10. Ce gol a marcat. La Hagman e interesant și faptul că a jucat permanent. Vâlcea n-are o a doua extremă dreapta. Este doar Mușat acolo, tânăra Mușat, care prinde câte 10 minute în momentul în care Vâlcea bate la 10 goluri. Și în meciurile cu adversari considerați mai slabe. Acum Cașoma, 2 minute. Trebuie să-i găsească un oponent pe măsură. Poate singur ar fi Raluca Băcăoanu acolo. În rest, greu de ținut Cașoma. Foarte sugestive gesturile arbitrului. E fost bun. Undeva au poliție. Foarte impunător așa, chiar dacă statura nu-l ajută enorm. Ianiușević aruncă pe lângă poartă. Ce șansă ratează Rapidul în condițiile în care are superioritate numerică. Iese Daciana Hosu, intră Volic. Și am văzut-o și pe Alicia Gogârlă intrând pe teren în locul lui Maithof. Probabil că se aștepta acest lucru. Gogârlă chiar înainte de eliminare intrase acolo. Și să vedem acum. 8-8. Vâlcea trebuie să fie atentă să nu piardă mingea, pentru că poarta e goală. Natasha Lepoia, Gogârlă, Holevova. Volic primește și ea mingea pentru prima dată. Holevova acum încearcă pentru Gogârlă, se înalță Gogârlă, pe întors aruncă și marchează. 9-8 pentru SCM Râmnicu Vâlcea, în inferioritate numerică a marcat echipa vâlceană. Gogârlă, spuneam, a treia marcatoare a formației vâlcene după Hagman și Volic. Tocmai a marcat golul cu numărul 75. Condițiile în care a evoluat destul de mult în acest sezon, Maitho fiind accidentat, a intrat Ostase pe pivot în locul Albertinei Cașoma. Fraga Fernandez acum, Fraga Fernandez în extremă, Badea! Gol marcat de Badea, primul. În scurt a aruncat acolo Alexandra Badea și restabilește egalitatea 9-9 în minutul 17. Va pleca la Buzău Badea. Da, un meci, un început de meci foarte bun, cu un ritm extraordinar. Ne așteptam la așa ceva. Toate meciurile Vâlcii sunt așa. 18 goluri în 17 minute. Și Rapidul este o echipă care marchează mult, dar nu are parcă stilul acesta al Vâlcii, cu multe goluri marcate, multe primite. Stă mai bine în defensivă, asta este clar. Echipa lui David Ginesta, Holevova, încă 10 secunde de inferioritate numerică pentru Vâlcea. Va intra apoi Roh în poartă din nou. Holevova aruncă, blocată mingea de Ostase, poarta este goală și bară gol! Ce gol înscrie Rapidul. Orlan Canor a reușit să marcheze. Dacă lovea, cred că un centimetru, dacă ar fi fost mai în stânga mingea, n-a avut nici tărie. A șters bara și a intrat în poartă. 10-9 pentru Rapid. Minutul 18. De Jong a reintrat și ea pe teren. Gogârlă, Pault, aruncare de la 9 metri. Cioche acum pentru De Jong. Din nou Cioche. Pătrunde acolo De Jong, pasă direct spre Hagman. N-a fost bună prepasiv, 3 pase din acest moment pentru Vâlcea. Pe pivot, Lepoia marchează prima gol. Prima execuție a Natașei Lepoia, prima minge și primul gol. Și Rapidul dă drumul repede la atac. Ianiușević, mingea este blocată. Nu, aruncat peste poartă. Contraatac al Vâlcii, Volic 1-1 cu Dedu. Ratează Volic și Hagman a trecut prin semicerc acolo. Bine, aici e de feeling, n-ai cum sus, să vezi. Sus, tare da. Volic, dar mingea a lovit doar transversala. N-ai cum să vezi aici. Ia să vedem. Nu e gol. Mingea a fost jumătate și de metru. Și mai rămâne la Hagman, să vedem dacă a fost semicerc. În fața liniei porții. Acum Orlan Canor se înalță acolo.
Ercanor, cum îi spun fanii rapidiști, a punctat pentru 11-10. Vâlcea în contrapartidă imediat. Ratează Cioche față în față cu Dedu. Intervenție excelentă a portarului Rapidului. Paș la Iani Ușe. Nu, dublu dribling. Dublu dribling la Iani. Și timeout cerut de... Cine este? Nu, de Bendal. De Bendal. E mingea de Bendal, la... da. La Vâlcea. Ia. Se micerc aici? Hai să mai vedem o dată faza asta, ar fi foarte interesant dacă se dă. Play, but I need you to be more tough into the space. Keep the ball going, and we go hard into the space again, okay? Hey, hey, Kanter, yeah. They yeah. focus on the pivot. There's yeah. two times too much now. Mensa moving forward. Check it out! L-am ascultat pe Bendal. Mulțumim colegilor, o reloare excelentă. S-a văzut cum Hartmann calcă prin semicerc, cu o decizie foarte bună. L-am ascultat pe Bendal vorbind despre atacul echipei, să intre mai mult în spațiu, să pătrundă pe culoare. Asta trebuie să facă jucătoarele pe care le are Vâlcea. De Jong, Cioche nu aruncă foarte mult de la distanță. Atunci când o fac, na, trebuie să o facă. Pe tot timpul parte. Trebuie să miște apărarea Rapidului, pentru că în atac pozițional am văzut foarte greu Vâlcea să străpungă acolo. Vedem acum este în Inter stânga. Nemulțumită în rugări la Marcase. De Jong la coordonare. Cioche este în stânga, Gogârlă în dreapta. De Jong însă pe minge acolo, Denisa Dedu, foarte a doua bine, paradă. Da, foarte bine a intrat Dedu în locul Diana Ciucă. Diana Ciucă nici n-a atins mingea, decât când a scos-o din plasă. Dedu, în schimb, și la acea fază ratată de Volic, a venit și a surprins. A surprins-o pe norvegiancă. Rajčević vine și ea acolo în centrul atacului Rapidului. A intrat și Korčoš pe extrema stângă. Rajčević, venită de la Buducnost. Rapidul pare acum dependentă de Orlan Kanor. Sorina Târcă, o mare pierdere și pentru Rapid în acest sezon. Știm foarte bine, Interul stânga este însărcinată. Da, un sezon greu pentru Rapid și un sezon în care echipajul, sau un sezon după care echipajul eșteană n-a impresionat foarte mult prin transferurile făcute. Din nou pe pivot, 7 metri. Lorena Ostase scoate de această dată aruncarea de la 7 metri, apărare în semicerc acolo, ținută în același timp Lorena Ostase. Să vedem, cred că se va schimba automat executantul, cred că Dorina Korčoš va merge acolo, probabil, pentru că Janjušević a ratat. Da. Și tot Hosu intră în poartă. Bolta a lui Korčoš, gol marcat de Rapid. Pentru prima dată Rapidul are două goluri în față. Ce frumos a aruncat acolo Dorina Korčoš, foarte sigură pe ea. Trebuie să ai mult sânge rece să arunci de asemenea experiență. Manieră. E un transfer foarte interesant făcut de Rapid. Nu spunea foarte multe atunci când a venit, dar a devenit una dintre cele mai de încredere, cele mai constante jucătoare și este cea mai bună marcatoare a Rapidului în acest sezon al Ligii Florilor. 71 de goluri în acest moment. Gogârlă se înalță, aruncă bară, a doua bară pentru un Inter treapta. Decis acolo, însă din nou bara transversală. Ce greșeală face însă Rapidul și Mia Cioche, incredibil. N-a văzut-o. Dedu era cumva în dreapta, a văzut poarta goală și a crezut că a ieșit. E foarte de apreciat acest stil al lui Bendal, foarte ofensiv, să marchezi în continuu pe contraatac, însă dă naștere la niște greșeli incredibile, pur și simplu jucătoarele nu mai gândesc. Riscul în anumite meseriei, momente. N-ai ce să faci. Enorme ratările sau greșelile Vâlcii. Kanor aruncă și este gol.
Dar în momentul în care faci greșelile astea și echipa adversă punctează, uite, Rapidul, să fie un gol, se fac trei. Exact, dar dacă Rapidul mai, Vâlcea mai greșește acum și se duc la 4 goluri, apoi trebuie să alergi tot timpul în și, spatele bine, și va Vâlcea, fi foarte greu. Asta Vâlcea a făcut tot sezonul, De Jong nu s-a repliat, revine Bucescu, asta este un lucru foarte bun și Rapidul se grăbește, inexplicabil. Ne bucurăm că a revenit Eliza Bucescu, că nu are nimic grav, că nu s-a lovit foarte tare la genunchi. Iată reluarea. A greșit Dedu aici cu Rajčević, Čeke recuperează. Și uite, Denisa era cumva în dreapta și n-a văzut-o. Nu poți, mai ales la experiența unei jucătoare ca Čeke. Jucătoare care a fost la Dortmund, a fost la Storhamar în Norvegia. Știu cum e, înțeleg cum e, Marian, dar pe de altă parte e dificil. Învăltoarea echipă, meciului acolo e greu. Pentru echipa ca Vâlcea, absolut, absolut. Maidov, Čeke, acum prepasiv. De Jong pătrunde și înscrie, decisă de această dată suedeza, a patra reușită. 4 goluri pentru De Jong. Să vedem încă o dată Rapidul. Rajčević a încercat să repună Rapid, pasa a fost prea în spate, însă a fost aruncare de la 9 metri și rămâne un singur gol diferență de la 3 pentru Rapid. Muntenegran ca Rajčević a dus la jumătatea sezonului, pentru că Rapidul avea mari, mari probleme. Nici acum n-a scăpat de toate problemele. Polman de... nu este pe teren. Polman nu joacă nici în acest moment. Orlan Kanor peste poartă. Una dintre puținele ratări din aceste poziții favorabile pentru Kanor. De Jong, forțare se cere din banca Rapidului. Nu este nimic. Din nou De Jong. Se oprește acolo atacul, se temporizează. Hagman era singură pe semicerc, asta îi reproșează coechipierei. N-a văzut-o, aștepta o pasă acolo din postura de pivot. 13-12 în minutul 25, rămâne un meci foarte frumos, un meci deschis oricărui rezultat. Va veni un prepasiv aici, la cum joacă Vâlcea, prea multe pase. Hagman intră și ea în combinație. Hagman aproape de pași, se cer pași de pe banca Rapidului. Čeke, Maidhoff acum împinsă, prepasiv, aruncă Maidhoff și va fi aruncare de la 9 metri și 2 minute eliminare. Și 2 minute au scăpat de joc pasiv, da. Vâlcencele. Lorena Ostase acceptă cu greu decizia. Da, au mai fost astfel de faze și într-o parte și în alta. Trebuie să ai o linie unitară, asta am spus. Stase acum va sta 2 minute pe bancă și posibilitate pentru Vâlcea să egaleze. După ce a fost la 3 goluri în spate. Să vedem cum va juca această superioritate numerică Vâlcea. Maidov pentru Hagman. Ar trebui iar un joc pasiv pentru că nu atacă poarta. 13 secunde au trecut, da. Au venit acel prepasiv. Nu găsesc soluții în... Trebuie repunere corectă. Era în semicerc acolo căzută, rămasă Maidov. Din nou se dă foarte repede pasiv în România. Arbitrii respectă indicațiile. Corecți? Uite. 9 metri. În superioritate numerică, Vâlcea nu găsește calea spre gol. Se oprește timpul, minutul 26. 1 minut și 22 de secunde. Vâlcea are deja... Cred că mai o pasă. Dacă nu, maximum 2. Čeke aruncă puternic pe lângă poartă. Da, și au stat 44 de secunde în atac, în superioritate numerică și n-au reușit să-și creeze, vreo fază clară. Acțiune. Și Rapidul a scăpat cu fața curată, a reintrat ca Soma, pentru că Ostase este eliminată, Hernandez n-a jucat deloc. Să vedem acum cu Rajčević, 3 jucătoare de mână dreapta, 2 centri. Și 2 centri. Da. Și Bucescu și Rajčević. Să vedem Milena Rajčević acum pentru aceeași Orlan Kanor. Vine Eliza Bucescu, pătrunde, faul 9 metri. S-a apărat bine acolo Vâlcea. 40 de secunde de inferioritate pentru Rapid. Rajčević trebuie să aibă grijă să protejeze mingea. Echipa lui David Ginesta, Kanor pe pivot, incredibil. N-ai ce să-i faci Albertinei ca Soma, cum spuneai și tu.
un sezon foarte, foarte bun pentru Albertina Casoma. Problema pentru Vâlcea este că pur și simplu nu se pot apăra la pivot. Aici Liepoia a scăpat cu fața curată pentru că putea primi și o eliminare de 2 minute. 4 goluri marcate de Casoma, 2 aruncări de la 7 metri scoase. Și mai vine o pasă greșită a lui Ciocche. Da, și Vâlcea întotdeauna în acest sezon a avut probleme pe superioritate. N-a reușit să pună probleme, n-a reușit să profite de aceste lucruri și asta vine și din faptul că multe goluri vin pe atacuri rapide. Da. A încercat Bendal acolo și cu Holevova, n-a fost o soluție, a trimis-o din nou în atac și în apărare pe De Jong. Vedem acum Milena Raicevici pentru Alexandra Badea. Holevova nominalizată la titlul de cea mai bună jucătoare tânără a anului în ancheta IHF. La Vâlcea, din ce am văzut eu până acum, doar meciul cu Zalău ar putea fi pus la plus. În rest, nu s-a integrat. Holevova a terminat pe locul 3 în acel clasament, după Lena Granvaux și Viola Leuchter. Pasă din nou pe pivot, fabulos. Fabulos, deci rapidul este... cu pivotul. 5 goluri marcate, 37 metri scoase. Mai mult de jumătate din golurile rapidului au fost marcate cu pivotul. Fabulos, pur și simplu. Vâlcea decimată acolo, măcinată cum în continuu. Când Rapidul nu mai are ce să facă cu mingea, i-o dă Albertinei Casoma, știe are ce trebuie. 15-12 este a doua oară când Rapidul se desprinde la 3 goluri, a mai fost 13-10. Da, 13-10 și apoi 13-12 și un parțial de 2-0 al Rapidului a readus scorul la 3 goluri diferență. Vâlcea se chinuie în atac. Este o echipă care, spuneam, marchează foarte mult, deocamdată doar 12 goluri în această primă repriză contra Rapidului. De Jong își făcuse pașii, n-a mai aruncat, nu are soluții De Jong pentru Gogârlă, din nou pe pasiv, în extremă, bine a dat Gogârlă acolo și a marcat. Foarte Volic. Bună pasa Alisiei Gogârlă și Volic de această dată nu mai ratează brațul sus pentru norvegiancă. Nemulțumită de partea cealaltă Denisa Dedu pentru că a avut o posibilitate de a scoate această și minge. Și taina a cerut de Ginesta. Să ne aducem aminte, Marian, 32-33 în primul meci pentru Rapid la Râmnicu Vâlcea. Ultima fază, Vâlcea 7-6 cu Gogârlă ratând pasa către extremă. Cela a fost, da, ne aducem aminte că la faza precedentă olandeza Polman a trecut prin semicerc și cei doi arbitri n-au văzut nimic. Yes, he will stay in the middle and then we can play outside. Yes, if they jong, we go with one back. Yes, then if they play 6-0, we play simple plus 0 with Albertina in front of Hagman. Yes, and then we run back as fast as possible, not 2 minutes. Yes, and then in the second half we have the first ball in offense. Okay? Haide, guys! Nu luați gol, nu luați eliminare, pardon, marcați, țineți de minge și avem primul atac în repriza a doua. Scuze, Marian, te-am întrerupt, sau David Ginesta a întrerupt cu acest timeout, dar dacă nu pățești nimic și aia e cu Sony HF, îți permiți să dai orice decizie, indiferent că influențează sezonul chiar unei echipe, pentru că Rapidul, dacă, de exemplu, nu câștiga acel meci, avea 43 de puncte, Vâlcea avea 41 de puncte și Rapidul se afla într-o situație mult mai dificilă în lupta pentru locul secund. Dar dacă nu pățești nimic, ce să se întâmple? Nu o să se întâmple nimic. Da, 1 minut și 6 secunde. Ne întoarcem la meciul din Giulești, un meci, cum spuneam, foarte, foarte frumos. Acum Eliza Buceschi cu Milena Raicevici, din nou Orlan Canor, Eliza Buceschi. Vâlcea încearcă să salveze acest atac și să nu mai primească gol încă 50 de secunde. Spunea și Ginesta, primul atac din repriza secundă este al Rapidului. Orlan Canor pentru Buceschi. Ce pas a voleibalat acolo spre Casoma. Aceasta este Eliza Buceschi, foarte, foarte inventivă. Distrusă pur și simplu. Oare de câte ori vor mai marca cu pivotul rapidistele? Superbă fază, iată, Canor pentru Buceschi. Buceschi a ținut mingea mai puțin de o secundă în mâini. Ce să fac acolo Holevova, care are două capete mai puțin decât Albertina Casoma. Vâlcea, 2 minute eliminare. Nu? 2 minute eliminare pentru Casoma. Zâmbește ironic jucătoarea angoleză. Vor avea primul atac Rapidul, dar vor fi în inferioritate numerică, cel puțin, adică 1 minut și 50 de secunde. Da. 1 minut 50 de secunde, repriza secundă. Holevova, De Jong, Liepoia. Stă cu mingea și nu mai au timp, trebuie să arunce la poartă, o face Gogârlă și înscrie. Gol înainte de sirenă. O fază gândită excelent de Alicia Gogârlă.
Nu trebuie să stai cu mingea în mână că mai sunt 3 secunde. Iată, s-a uitat la tabelă, a armat acolo și a marcat pentru 16 la 14. Așadar 16 la 14 după prima repriză, luăm o pauză, revenim cu partea secundă de aici din Giulești. Am revenit în Giulești pentru repriza secundă a meciului dintre Rapid și SCM Râmnicu Vâlcea. La pauză este 16 la 14 pentru echipa giuleșteană. Un meci pe care Vâlcea l-a început foarte bine cu 3 goluri avans. Apoi Rapidul a avut și ea 3 goluri avans, însă a revenit Vâlcea. Dar, per total, un meci agreabil cu faze superbe în care pivoții, sau mai degrabă Albertina Casoma, a făcut spectacol pentru Rapid, 6 goluri marcate de jucătoarea angoleză, peste 40% din totalul golurilor marcate de echipa giuleșteană. De partea cealaltă, Vâlcea, suedezele De Jong și Hagman au 7 goluri și după 3 parade, după un început cu 3 parade pentru Isabel Roch, poarta n-a mai funcționat pentru echipa vâlceană. Da, de partea cealaltă, Diana Ciuc a început fără nicio paradă, a intrat în poartă Denisa Dedu și a avut 2 intervenții. O primă repriză agreabilă cu greșeli de o parte și de cealaltă, însă Rapidul a dat senzația că ar controla meciul. Orlan Canor și Albertina Casoma, cum spuneai și tu, indispensabile formației giuleștene. Faza meciului făcută de Eliza Buceschi după acea pas la Albertina Casoma, gol înscris de pivotul angolez. Să vedem ce ne va rezerva repriza secundă. 2 goluri avantaj pentru Rapid. Are atacul formația gazdă, dar și un om mai puțin pe teren pentru 1 minut și 51 de secunde. Chiar Albertina Casoma este cea care nu poate evolua fiind eliminată. Va intra sau a intrat deja Ostase. Și să vedem dacă Vâlcea poate să profite de superioritate, pentru că la ultima superioritate Rapidul a avut 2 goluri marcate. Da, nu s-au descurcat deloc bine în superioritate, n-au putut să marcheze. Fraga Fernandez a revenit și ea la Rapid după o lungă perioadă accidentată, Iberica. Iată pe Buceschi, titular în centrul ofensivei, la Orlan Canor, Fraga Fernandez pentru Ostase și un nou gol înscris cu pivotul. Și cu o jucătoare mai puțin și cu alt pivot, Rapidul profită. Și pe de altă parte, dacă stai să te gândești, Marian, nu au foarte multe jucătoare care să arunce de la distanță în afară de Canor, fie Buceschi, fie Fraga Fernandez. Sunt jucătoare care croșetează acolo și trebuie să pătrundă pentru a scrie. Același lucru și pentru Raicevici, jucătoare care marchează doar din pătrunde. Din nou prepasiv pentru Vâlcea, Rapid. Aici De Jong marchează în fața lui Dedu. A cincea reușită pentru Daniela De Jong. A făcut și câteva greșeli acolo, dar rămâne una dintre cele mai importante jucătoare ale lui Bendal. Badea se dusese pe fentă. Da, Badea trebuie să joace 60 de minute, că e singura extremă dreaptă accidentată, Gonzalez, la Rapid. Acum să vedem Fraga Fernandez. Fraga Fernandez pentru Eliza Buceschi. În extremă, n-are loc acolo coșul să pătrundă. Pasă în picior, prepasiv și pentru Rapid. 2 pase a făcut semn acolo arbitrul. Vedem acțiunea, cine va arunca la poartă. Orlan Canor, Orlan Canor pentru Fraga Fernandez. Pleacă Vâlcea pe faza 2, expiră eliminarea Rapidului pentru Casoma. Dacă Vâlcea va înscrie, a ieșit bine din această superioritate, mai puțin bine pentru că a fost 1-1. E acolo, da. Nici n-a profitat, dar nici nu și-a bătut joc. Liepoja pentru Maithof. De Jong acum. De Maithof. Foarte bună pasa pentru Liepoja, care înscrie și este 17 la 16. Vâlcea ar trebui să joace mai mult cu pivotul. Liepoja a apărut în formă astăzi. 2 goluri din 2 aruncări. Însă nu prea au jucat cu pivotul vâlcencele.
17-16 în minutul 33 și Vâlcea stă aproape de adversară. Rămâne de văzut dacă pot să ducă tot meciul vâlcencele fără prea multe schimbări, cel puțin la linia de 9 metri. Canor bate mingea 2 minute. Dacă nu chiar roșu. Metri. Dacă nu chiar roșu, 2 minute doar. Maithof aflată la a doua eliminare. Oare intra cu gârlă? Tânăra jucătoare n-a făcut un meci rău în prima repriză. A marcat de două ori. Iată acum... Aici reluarea. Da. Da, e puia faultat acolo. Pentru împingere inițial, mai devreme împinsese Maithof, a dezechilibrat-o. A scăpat iar Liepoia și la faza asta de eliminare. Și marchează Corșoș. Da, parcă la meciul cu Buzău a arbitrat tot cei doi și au dat 2 minute cu 2 minute. Pentru că a protestat acolo, a comentat la decizia lor. Corșoș punctează pentru a doua oară din aruncare de la 7 metri și duce din nou echipa sa la două lungimi distanță. Acum Vâlcea este în inferioritate. Cioche n-are cu cine, pasează pentru De Jong, din nou Cioche. Cioche încearcă acolo pătrunderea, pasă foarte bună pentru Liepoia, ratează Liepoia care încasează eliminare de 2 minute. Tocmai ce o lăudasem pe Liepoia. Că n-a luat eliminare până acum. Dacă nu ia eliminare în apărare, ia în atac. Mare greșeală făcută de Natasha Liepoia. Și ce pasă bine, bună i-a dus acolo Mia Cioche. Cred că din brații vine în față. Da, ar trebui să mai vedem încă o dată reluarea. Așa am avut senzația că mingea trimisă și din braț, ia să vedem. Aici avem un unghi și mai bun. Nu, e direct în față. Da. Da, e cum nu se poate mai prost pentru Vâlcea, pentru că are acum 2 eliminări în 1 minut și 6 secunde. Maithof și Liepoia și va intra Băcăoană pe pivot. Bună basa în extremă, exact cum trebuie făcut. Boltă, Corșoș, 19-16 pentru Rapid. Ce mână sigură Dorina Corșoș. A început David Ginesta titular acolo cu Laura Canor. Dar a intrat Dorina Corșoș. Interesant este că 13 goluri au fost marcate de extreme sau de pivoți pentru Rapid. Cioche blocată 9 metri. Cum spuneai și tu, nu au oameni care să arunce de la distanță în afara lui Orlan Canor. Dar au funcționat foarte bine extremele și pivoții. Cioche pentru De Jong. Lasă pentru Alicia Gogârlă, care ratează, a intervenit foarte bine Dedu, a treia paradă. Să vedem dacă este contraatac al Rapidului, temporizează acolo Canor și Buceschi. Scoasă mult în față, în afara de acolo, n-a putut acolo să profite, putea să fie primul avantaj de 4 goluri pentru Rapid și expiră o eliminare. A expirat eliminarea pentru Maithof și acum este doar Liepoia cu 25 de secunde de stat. Da, să vedem Eliza Buceschi, Canor, din nou Buceschi, Fraga succesivă Fernandez, extremă, succesivă la Badea, 7 metri. Nu e 2 minute aici? Dacă tot dai 7 metri? Poți să dai și 2 minute. S-a considerat că, ia să vedem, a rămas pe loc, i-a micșorat unghiul, n-a mai întins piciorul, a rămas acolo. E cum e la latitudinea arbitrilor. Dorina Corșoș a intrat în poartă, tânăra Neagu. Și-a marcat Corșoș. 4 goluri. Bună evoluția ei, solidă. 20-16 pentru Rapid, care începe să pună gol după gol. Mi-aduc aminte acum 2 sezoane. Dorina Corșoș a dus la Rapid, chiar a debutat în meciul cu Vâlcea și a avut și atunci o evoluție foarte, foarte bună. 20-16, 4 goluri diferență. E prima dată când Rapidul se desprinde. Și pare că se desprinde decisiv la modul în care se joacă acest meci. Bine, Vâlcea, spuneam, a avut și în primul meci, în primul meciul tur de la Râmnicu Vâlcea, 7 goluri deficit. A revenit pe final și n-a fost singurul meci cu deficit scos de Vâlcea. Dar iată, Cioche aruncă și nu reușește să marcheze în fața lui Dedu. 2 minute eliminare însă pentru Buceschi. Ce șansă au avut acolo giuleștencele. Dedu apărase aruncarea
șansa cred că a fost de partea Vâlcii. Ce șansă au avut să recupereze această absolut. Minge, da. Iată. N-a știut ce să facă, cui să paseze, până la urmă s-a dus ea. Și tot ea execută aruncarea de la 7 metri. Față în față cu Dedu, ratează Hagman! Tot ea recuperează și este semicerc de această dată. Al doilea semicerc al lui Hagman. Încă o șansă ratată de SCM Râmnicu-Vâlcea și Rapidul începe să se distanțeze din ce în ce mai mult. Vedem acum... Dar nu e fault aici? Îi trece prin față? Asta... S-a uitat probabil doar la poziția... Eu aș fi curios la un curs de arbitri să pui o astfel de fază, să vedem care ar fi decizia. Pentru că rapidista intră în semicerc înainte de a se termina faza. Da, păi știi cum funcționează, Marian, Federația? Eu aș vedea din cum nou aruncarea de la 7 metri aici. Doi arbitri, nu o să spunem numele. Acum gol marcat de Volic. Doi arbitri. A fost o consfătuire a observatorilor și s-a ales un meci, random. Doi arbitri au fost suspendați 5 etape. Nimeni nu zisese nimic. Când a fost la meci, la acea consfătuire și s-a vizionat ce s-a întâmplat acolo, inclusiv joc prepasiv în 20-30 de secunde, în prima repriză, când, la prima fază, când jucătoarele sau jucătorii se salută, mai schimbă mingea și așa mai departe, 5 etape. Eu cred că dacă ar fi analize la sânge în ceea ce se întâmplă, și nu vorbim de meciul Rapid Râmnicu-Vâlcea, nu vorbim de faza aceasta, vorbim de chiar aș fi curios să văd, pentru că e o decizie grea, într-adevăr, dar înainte de a ajunge mingea la jucătoare să o recupereze, o altă adversară îi trece prin față și își creează un avantaj, nu? Probabil că da, dar s-a considerat, cel puțin, că Natalie Hagman era cu un vârful Adidasului, pantofului de sport, în semicerc, ceea ce precede acea fază. Dacă ea era în semicerc... Da, să nu monitorizăm, nu monitorizăm discuția doar, doar cu arbitrajul, iată. Bun. Deci, bun. Aici, Hagman e în semicerc. Mie nu mi se pare. Mie nu mi se pare. Uite pe unde trece Orlan Canu. Da, era cu stângul apoi. Bun, dar uite pe unde trece înainte de a ajunge mingea. Eu spun cum au gândit. Da. Și nu știi cum e, Marian. Nu, ți-am zis, e o singură fază, dar este o fază interesantă pe care nu prea am mai întâlnit-o până acum. Oh, ce greșeală face aici Vâlcea. Ce greșeală face Vâlcea. O pasă spre nimeni acolo. Dar deja e a doua astfel de fază după cea lui Cioche din prima repriză. Da, niște pase inexplicabil de la niște jucătoare care au multă experiență, multe meciuri jucate la un asemenea nivel. Minutul 39, Rapidul rămâne în avantaj, 3 goluri pe tabelă, 20 la 17 în minutul 39 și să vedem acum atacul pozițional al Rapidului. Orlan Canor, 9 metri. Și 2 minute. Da, și 2 minute vor fi pentru Băcovan. Pentru împingere. Băcovanul abonată la eliminări. A fost și descalificată la meciul cu Zalău. Nu, a fost doar eliminată, trebuia descalificată. Ia să vedem. Trasă, da, două. Campioană la cartonașe roșii rămâne Natasha Liepoia cu 4. Da, problema la Vâlcea e clară. Nu gândesc foarte mult în anumite momente. Badea marchează 4 goluri încă o dată. Și Badea a jucat acolo la Vâlcea. Orlan Canor, iată ce pasă sărită. Hagman unde să se mai ducă? S-a dat de această dată Volic la o parte. Volic, scuze, Volic, da. Minutul 40, 4 goluri pentru Rapid, aflat în cursa pentru locul secund în Liga Florilor Mol. Cioche pentru Liepoia. De Jong. Young, cer pași. Pași în fault au fost. Vâlcea n-a mai înscris de mult. Vâlcea nu reușește să înscrie foarte mult. De Young, gol marcat acum de suedeză care ajunge la 6 goluri. Nici De Young, nici Casoma nu sunt de obicei principalele marcatoare în echipele lor. Iată că în acest meci își fac foarte, foarte bine treaba. 55 de secunde inferioritate pentru Vâlcea, aflată la 3 goluri în spatele Rapidului. Vâlcea parcă au mai pus lucrurile la punct în ceea ce privește pivotul în această repriză. Casoma n-a marcat niciodată în repriza secundă, după ce a făcut ravagi în prima parte.
Da, dar a făcut-o Ostase, nu? Da, 21-18, rămân... Aproape de intercepție Maidhoff acolo, se luptă cu Orlan Canor, ar trebui prepasiv. Da, vine imediat acea semnalizare, Rajcevic succesivă în extremă, ratează, Bade, a intervenit Hosu, prima ei paradă și iese imediat la schimbare, să vedem dacă Vâlcea poate să profite. Rajcevic a avut acolo culoar, trebuia să meargă ea, cred că Badea nici nu s-a așteptat la acea pasă, de asta și ratat probabil. 11 secunde rămase pentru Vâlcea în inferioritate numerică. A scos oricum portarul Bendal, va intra Daciana Hosu între Buturi sau Roh, dar cred că Hosu va face volic și a apărat și Denisa Dedu. 6 mingi apărate de Denisa Dedu. Vine faza a doua Rapidului. Canor pasă pentru Rajcevic, încearcă depășirea. Pași. Nu, pași în fault. Casoma pentru Buceschi. Rapidul rămâne în atac. În loc să fie două goluri diferență, pot fi patru. Au mai scăzut ritmul cele două echipe. Au dat mai puține goluri în această repriză secundă. Badea pentru Orlan Canor. Buceschi pentru Casoma. Oh, cum a prins mingea Casoma, dar a ratat. Hosu din nou se grăbește. Hagman... marchează. Nu. Unde era Denisa? Probabil că la discuții. Da. Aici la intercepție, da. 4 goluri pentru Hagman, se strânge scorul 21-19. Da. N-am observat-o pe Denisa Dedu, a venit acolo tiptil să se aștepta la un contraatac, dar n-a avut ce să mai facă. Și uite cum se strânge scorul și Vâlcea reintră în meci. Rapidul trebuie să fie atentă acum. Eliza Buceschi pentru Canor. Ce acțiune pentru Orlan Canor. 5 goluri și pentru ea. Acum Cioche. Maidhoff. De Jong intervine de Duc. Cu noroc Maidhoff acolo. Foarte încă bine o dată la recuperare. Rebound-ul merge foarte pentru bine la recuperare Vâlcea. A recuperat și de această dată Maidhoff. Rebound-urile merg foarte, foarte bine pentru Vâlcea. Dintre două jucătoare acolo, Maidhoff, deși părea la mai mare distanță, a recuperat și a marcat. 3 goluri și pentru Nemțoaică. Rămân Buceschi și Rajcevic acolo, plus Canor la linia de 9 metri. Buceschi și Rajcevic nu au marcat până acum. Într-adevăr, Buceschi a avut câteva pase foarte frumoase, asisturi. Și a scăpat de o accidentare serioasă. Pasă din nou pentru pivot. Era Corșeș acolo, transformat în al doilea pivot. N-are însă forța de pătrundere a Albertinei Casoma. A făcut pași în fault acolo. Merge la locul ei pe extremă stângă. Albertina Casoma pentru Eliza Buceschi. Ce a făcut Eliza Buceschi cu apărarea vâlceană? Și nu e prima dată. Iată. Nu e prima dată. A mai fost o astfel de fază când defensiva vâlceană pur și simplu s-a deschis. Iată ce s-a întâmplat acolo. A plecat Lepoia cu Albertina Casoma, Cioche n-a fost acolo să strângă. Și până la urmă rămâne doar o oportunitate pentru Vâlcea în atac. Greșește Cioche. În scădere de formă, Canor, ce viteză și marchează. 24-20, va veni un timeout. Exact. Vine timeout-ul lui Bendal pentru că Rapidul s-a distanțat din nou la 4 goluri pe tabelă. S-a chinuit Vâlcea să revină la 2, dar degeaba. But girls, it's long time left, so don't start to hesitate now. We never tried out and in run, baby. Yes. Then we have to again. Up and... But stay calm in defense. Every time you stay connected now in defense, we have good defense, you know? So don't start to stress and open for some things.
but continue running. Haide! Da, moralul în loc nu e chiar atât de bun. Am văzut o discuție între Cioche și Lepoia în care cumva își adresau replicile. Se certau, practic. Da, legate de defensivă. Lepoia părea că nu înțelege ce face Cioche, că e cumva de bun simț, să spunem între ghilimele, cam în sens, să facă acest lucru. În timp ce Maithoff spunea că nu s-a încercat o anumită fază, ceva în atac. N-a spune că moralul e tocmai foarte, foarte bun la Vâlcea, dar pe de altă parte lucrurile pot să se schimbe foarte repede. Am mai văzut asta. Poate să fie o ceartă constructivă, să spunem, o discuție ca între fete. Rămâne acum să vedem cât vor putea să revină vâlcencele. 24-20, a intrat Holevova în atac. Acum Lepoia, din nou Holevova pentru Hagman, unghi închis. Volic, foarte, foarte greu să marcheze de acolo, la colțul scurt, practic, spațiul a fost cât a lăsat Denis și... Înscrie cu mâna stângă? A, nu, cu dreapta. Exact ce a lăsat acolo Denis Adedu, a încercat să blocheze colțul, da, 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 colțul lung și centrul porții. Volic a găsit, practic, singura breșă lipsă și a marcat a treia oară. 24-21, 3 goluri diferență pentru Rapid, Ainhoa Hernandez, 7 metri. Al treilea pivot în formația giuleșteană, după Casoma și Ostase, Ainhoa Hernandez. Oricine pe pivot la Rapid, da. Face fie, scoate fie da, un 7 pentru metri. Pentru că sunt 3 pivoți foarte, foarte buni. 3 pivoți, Casoma și Hernandez de gabarit. Tot Corșoș bine la 7 metri. Corșoș ofentă, față-înfață cu Daciana Hosu, o trimite în colțul celălalt și marchează. 5 goluri pentru Corșoș. 4 din 4 de la 7 metri pentru Dorina. Și Rapidul păstrează acest avans de 4 goluri diferență. De Jong. De Jong pentru Maithoff. Pătrunde Maithoff, avea acolo culoare, n-a vrut să arunce. De multe ori Lepoia are prim plan și nu primește faze, nu primește pase. Se demarcă acolo, dar nu... Ce greșeală! Multe, multe erori pentru Vâlcea. Pare resemnată formația lui Bendal. E unul dintre meciurile slabe făcute de formația aflată pe poziția a cincea. Și cumva Vâlcea pierde și contactul cu locul 4, pe care se află Brăila. Da, spune dacă Vâlcea trebuie să câștige meciul direct la Brăila, da, altfel n-are nicio șansă, chiar dacă bate aici la Rapid. Contraatac cu Volic și marchează încă o dată norvegianca. 25-22. Ăla e meciul pe care Vâlcea trebuie să-l câștige neapărat la Brăila pentru a se bate la locul 4. Sigur că dacă ar câștiga puncte la Rapid, ar fi puncte bonus. Exact. Și s-ar avea chiar de locul 3, ar dinamita total lupta. Canor greșește acolo, nu știu dacă a fost fault, dar se lasă jocul să continue. Maithoff 1-1 cu Dedu, marchează și este 25-23. Imediat a revenit Vâlcea. Două greșeli ale Rapidului au dus la două contraatacuri are Vâlcii. Nu știu dacă n-a fost fault acolo, Marian, la Canor. Așa a apărut. Ia să vedem. Nu mai. Îi dai drumul. Nu e basket. Da, a ținut-o de tricou. Nu e basket. Depinde. Asta. Depinde cine arbitrează. Acum pe pivot. Din nou scoate Hosu. Incredibil. Și să vedem dacă Vâlcea... Ce momente pentru Vâlcea. Să vedem acum Natalie Hagman pentru Daniela De Jong. N-are decizie acolo, nu se duce. Problema Vâlcii este că se grăbește mult prea tare pentru a îndeplini stilul celui de Bendal. Acum nu prea s-a grăbit, că dacă se grăbeau, trebuiau să arunce la poartă. Da, dar pe de altă parte nu aveau pe unde. Hagman n-a primit într-o poziție foarte bună. Gol marcat de Lepoia și este 25-24. Cred că vedem un timeout. Asta vreau să spun și eu. Din partea lui David Ginesta și vine. Parțial de 3-0 pentru SCM Râmnicu Vâlcea, care a revenit la un singur gol și David Ginesta cere timeout. Vezi că cearta aia constructivă a dus la rezultate. Yes, this one against one here is important, but it's more important to come back as fast as possible. Yes, because they are running the fast break. We have to solve in offense and run back faster. Faster, as fast as possible, yes? Then, in offense, if they play 1-1, no, but if they play now, right,
right back inside. If no, we play simple with Hartman. Ok? Come on, girls. E foarte important să alergați înapoi. Asta a spus David Ginesta. Personal, steagul Arsenal acolo. Personal consider că în momentul în care David Ginesta a trecut pe bancă, jocul Rapidului a crescut foarte mult. L-a schimbat pe Kim Rasmussen, dar se spunește că la Rapid va veni din nou Ambroș Martin sau din nou în România, da? Ambroș Martin, selecționerul Spaniei, s-a calificat urmează să se califice să joace olimpice. Calificările, dar le vor juca acasă. Sunt favorite. Las Guerreras. Și după ce va merge la Jocurile Olimpice, practic, dacă va ajunge acolo, ar urma să vină la Rapid. 2 minute? Nu, doar gol. Bine, și eliminarea de 2 minute. Și cred că este cartonaș roșu? Da, e cartonaș roșu pentru Maidhof. A treia eliminare pentru Iulia Maidhof. Descalificată Interul dreapta german. Și când era mai greu Rapidului, mingea a ajuns din nou la Albertina Casoma, care a și marcat și a scos eliminarea, a scos-o din teren pe Maidhof. Va trebui să intre și să joace de acum Alicia Gogârlă. În iarnă, când a lipsit, sau în turul campionatului, când a lipsit Maidhof, Gogârlă a suplinit foarte bine postul. Da, pe de altă parte, nu ai cum să faci acest lucru, să iei a treia eliminare atât de ușor. E gol, asta este. Spuneai și tu, nu e o apărătoare prin excelență. Nu, la Naționala Germaniei nu juca. Și nici la Bietigheim. Acum Volic, incredibil, Volic. Pe unde găsește să trimite mingea? 5 goluri pentru norvegiană. Un plus enorm față de Florica în acest sezon. Are 94 de goluri marcate. Vâlcea a marcat foarte, foarte mult cu extremele. Marchează și Canor. Excelentă jucătoarea franceză. Coșoșare, 75 de goluri. Canor, 73 în acest moment. Pentru Rapid, topul golgeter din nou. Hartman, 147 de goluri. Coșoșare, avantajul că bate și 7 metri. 27-25 cu Vâlcea în atac, 50 de secunde în inferioritate. O gârlă pătrunde acolo și trimite pe lângă. Gol. E gol. E gol. N-am văzut reacția arbitrilor, dar... Asta e? Ce să luați? De ce să vedem golul? Pe ce jucăm aici? N-am văzut brațul ridicat. E gol. E gol. Dar asta este sala. Asta este sala. Minutul 50, 27-26, Vâlcea vine în inferioritate numerică. Hotărât acolo, Gogârlă s-a dus și punctează pentru a treia oară. Asta arată cum sunt sălile din România, dacă nici măcar nu poți să-ți dai seama dacă este gol sau nu, tu ca arbitru. Bun arbitru, pentru că ai avut peste 15 meciuri, 15 delegări în sezonul ăsta. Astea sunt sălile din țara. A lovit bara aceea și a ieșit repede mingea. Acum Badea scoate Hosu. Incredibil, avem 10 minute de foc aici în sala Giulești. În care Vâlcea poate să egaleze după foarte, foarte mult timp în acest moment. 27-26, expiră și eliminarea lui Maidhof. Minutul 19 a fost ultima dată egalitate pe tabelă, 10-10. De la 10-10, Rapidul s-a desprins, s-a dus la 4 goluri de mai multe ori. Acum Daniela De Jong. Olevova, pe pasiv, Gogârlă, Liepoia, Hagman, nu! Era Volic acolo, venită în extrema dreaptă, a ratat. Ce și ratează Vâlcea șansa. S-a apărat bine Rapidul, a forțat o aruncare total neașteptată. La extremei stânga a venit în dreapta. Da, le-a forțat cumva pe Vâlcence să arunce de acolo. Foarte, foarte important și acest atac pentru Rapid, care se poate distanța din nou la 2 goluri. Fraga Fernandez, Canor și Buceschi. Buceschi încearcă acum depășirea blocată de Alicia Gogârlă. Nici ea nu joacă foarte mult în apărare. Parcă nu mai au aceeași vitalitate nici Rapidul. Iată pe Canor mingea.
o lovește pe hoțul direct față. În față. Exact, loviturile de care spuneai tu că vrea să schimbe regulamentul. Acum să vedem de unde a venit. Este de la vreo metri. Da, dar n-a fost împinsă, n-a fost lovită. Bendal va primi, aici trebuie să primească cartonaș galben. Da, primește cartonaș galben, dar ce folos, pentru că e o decizie greșită a arbitrilor. Trebuie 2 minute eliminare pentru Canor acolo. Sigur că era un adversar lângă, dar... Da, sunt faze că s-a luat în calcul faptul că nu era pe semicerc. Canor punctează și duce din nou Rapidul. Ia să revedem. E și împins. E o mână acolo, da, e o mână la Liepoia, cred. E și împinsă Canor un pic. Decizie grea, însă. De Jong acolo, luată cu totul în brațe de Casoma. 8 minute, 20 de secunde rămase din acest meci. Două goluri pentru Rapid, Gogârlă blocată de Canor. Din nou, apărare mai agresivă a Rapidului. Rămân la impresia că de multe ori mă uit, Liepoia este singură pe semicerc sau poate primi pase și nu vin acestea de la coechipiere. Olevova! Boară! Daniela de Jong cere acolo un 7 metri. Și aici greșit, mi se pare greșită schimbarea. Nu este schimbare greșită. Dar este ce bine face Vosul. Nu ai de ce să mai schimbi atac apărare Holevova Cioche. Pentru că lași culoare mare. Pe o fază a doua. Da. Ce noroc are Rapidul. Liepoia nu reușește să marcheze. A atins mingea și Dedu. E o paradă a Denisei Dedu. A vrut-o acolo boltă peste portarul Rapidului Liepoia. Iată. Da, a scos-o cu mâna. Scos-o Dedu și a avut șansă că mingea s-a dus în bar. 28-26, 7 minute. O perioadă în care Vâlcea poate, sau din cauza acestor ratări, Vâlcea poate pierde acest meci. Fanii Rapidului au început să strige din ce în ce mai tare. Gol marcat de Orlan Canor. 9 goluri marcate de Canor în această partidă. Face diferența Interul stânga și greșește Hagman, dar este mingea Vâlcii. A faultat acolo Natalie Hagman și vine timeout-ul cerut de Bendal. Minutul 54. Interesantă decizia lui Bendal de a nu ține acest timeout până spre finalul partidei. S-a părut mine sau observatorul vorbea în română? Păi, probabil că l-o fi întrebat și Bendal în română, nu știu. N-aș putea. Pe Bendal nu l-am văzut, dar observatorul sigur vorbea în română. La pauză la Craiova, Gloria Buzău 13-12, interesant. E primul meci după schimbarea lui Bogdan Burcea. Măgura Cisnădiare, doar 2 goluri avans cu Știința București, 16-14, tot 33. Și acela este un meci foarte important pentru evitarea retrogradării. Pentru Cisnădie, Știința București. Nu mai e important. Matematic. Serie B. S-a reluat jocul de Jong pentru Gogârlă și Mia Cioche. Aceasta este linia de 9 metri a Vâlcii. Din nou Cioche pentru de Jong. Schimbă pasele cele două jucătoare pentru Gogârlă. Aruncă puternic gol marcat de Gogârlă. Asta trebuie să facă Vâlcea, să o pună pe Gogârlă în prim plan, pentru că e singura care poate să arunce puternic de la distanță. A făcut-o foarte bine acum. Este blocată. Rapidul va încerca acum să țină cât mai mult de minge. Nu o să grăbească atacurile. Și probabil va miza cât mai mult pe Orlan Canor. 6 minute rămase de joc. 29-27. Un atac foarte, foarte important pentru ambele echipe. 3
jucătoare. Canor greșește pasa, forțare la pivot la Casoma și este mingea Vâlcii. Din la nou Volic a fost acolo forțare în atac. Se grăbesc vâlcencele, Volic pentru pivot. Hagman infiltrat acolo. Interesant de văzut un duel Hagman cu Albertina Casoma, mama și copilul parcă. Cerche lasă mingea jos, faultată. Foarte, foarte riscant joacă Vâlcea. Riscă enorm. Evoluție ștearsă astăzi pentru Cerche și atac și în apărare. Un singur gol marcat, da, și multe erori în apărare. Gonzalez îndemnată să stea jos de observatorul partidei, probabil tot în limba română. Cioche împinsă de Fraga Fernandez spre pasiv. Foarte bună pasa pentru Voli, care marchează. Incredibil fază. Ce bine au conlucrat acolo. Voli infiltrat al doilea pivot. Fantastic. De Jong o găsește foarte fantastic bine. Superb. Am văzut și la Rapid astfel de faze în prima parte cu Eliza Buceschi. Dar aici 6 goluri și fantastic pentru Voli. Devine cea mai bună marcatoare a Vâlcii alături de Daniela de Jong. De nu vrea deloc să cedeze Vâlcea. Da, la fel ca în primul meci, între cele două echipe, un singur gol diferență. Intercepție a lui de Jong, se oprește de Jong acolo, o pasă pentru Hagman. Blocată Hagman de Canor. Ce este bine s-a apărat Orlan Canor acolo, dar de Jong, ce s-a întâmplat? 2 minute. Pentru? Proteste. Pentru cine? Pentru Hagman. Și le-au... Acești doi arbitri, din nou, încep să este bătaie de joc. Decizia e corectă. 9 metri. Spune Hagman că a fost în semicer. Nu era în semicer. N-are dreptate. Da. Dar domnul Kazan, acest arbitru care a încercat să ajungă pe lista EHF, dar n-a reușit. Nu poți pur și simplu într-un astfel de meci, pentru că n-a fost un protest, n-a fost o înjurătură, n-a fost absolut nimic. Nu poți să iei decizie de genul ăsta la 29-28 cu 4 minute rămase de disputat. Îmi pare rău să spun asta. 7 metri. 7 metri la gogârlă. Chiar îmi pare rău să spun asta, scuze Marian, dar vreau să-mi închei ideea. Nu poți să faci astfel de lucruri fără să dai impresia că tu încerci să decizi un rezultat. N-ai cum altfel. Nu. Trebuie să arbitrești în spiritul jocului, exact cum ai spus. Ce tu. Ce spirit, Marian? Tu nu arbitru... uite-te la el cum vine. Cum nu, vine. Arbitru... Zici că e Gestapo. Hagman nu protestează. Încă o dată Buceschi are probleme. Încă o dată Buceschi are probleme. Este celălalt genunchi. Este bandajată la genunchiul drept. Și acum la genunchiul stâng. Incredibil. Și este în suferință, Eliza. Cât ghinion să ai, pur și simplu. Aici gogârlă și din nou a căzut. Pare că nu, deci nu. Nu e Buceschi? Ba da, Buceschi este, dar... Ava, nu, nu e Buceschi. Nu e Buceschi. Nu e Buceschi, e Corșoș. E Corșoș. E Dorina Corșoș, da. E Corșoș. Lucrurile par grave, după cum plânge Dorina Corșoș la genunchiul stâng. Și pare umflat genunchiul. Din păcate, pentru Rapid. Ghinion mare. Era într-o formă, poate într-unul dintre cele mai bune sezoane din carieră, Dorina Corșoș. Rămâne 29-28, aruncare de la 7 metri pentru Vâlcea. Tot Gogârlă se pregătește să execute față în față cu Dedu. Gogârlă ratează, excelent, Dedu apără acolo, fantastic, Denisa Dedu, experimentată. Nouă parade pentru Denisa Dedu. Și cred că 2 aruncări de la 7 metri, nu? Senzațional, da, mai apărat una la Hagman. De când a intrat în poartă... Cât de importantă este, Marian, această intervenție a Denisei Dedu, cu 3 minute, 4 chiar, înainte de finalul partidei. Orlan Canor acum pentru sora sa, Laura Canor.
Eliza Buceschi, Laura Canor, Fraga Fernandez pătrund de acolo, nu pentru ce pași, Ian Iusevic de... și gol la cade Buceschi, au cerut pași. Ce aruncare. Oamenii de pe banca Vâlcea au cerut pași. Două goluri pentru Rapid. 3 minute și jumătate rămase din acest meci. Se grăbește Vâlcea, împinsă de Ion, este de 2 minute eliminare. Da, vine eliminarea de 2 minute la Ian Iusevic. Nu e de acord, dar este o împingere din lateral. Spune că a lovit la față. Nu, e o împingere din lateral. Mie așa mi s-a părut cel puțin. Ia să vedem. Vorbă de față. Da, e foarte amuzant. Gesturile sunt foarte amuzante. Pare foarte sigur. Este extraordinar de sigur pe el. Acum Anică în volic. 30-28 înscrie Anică în volic. Foarte aproape din nou Dedu să blocheze această aruncare de la 7 metri. A stat pe linia porții cu jumătate de secundă. 3 minute rămase de joc, 30-29, egalitate în teren, cu câte o eliminare de o parte și de cealaltă. În 24 de secunde Vâlcea va avea superioritate, 1 minut și 10 secunde. Canor se oprește acolo, se întoarce Casova, din nou pentru Canor. Eliza Buceschi, Fraga Fernandez, foarte bună pasa în extremă, Badea, gol! Marca de Alexandra Badea la colțul scurt, Dacian a fost una avut replică. Această succesivă dusă de către Rapid, mingea a ajuns în extrema dreaptă la Badea, care a punctat pentru doar a doua oară, dar tot două goluri și pe tabelă, 31-29. Nimeni nu mai are voie să greșească dacă vreuna dintre echipe vrea să câștige astăzi fără emoții. De Jong acum pentru forțare. Hagman, forțare în volic atac acolo. Volic, da, volic. Cum se schimbă de pe o parte pe alta. Și Rapidul scoate fantastic această minge în apărare, în inferioritate numerică. Ce bine a stat Laura Canor acolo. Era Hagman. Păi Hagman era eliminată și n-a intrat. Nu, expirase. Păi n-a intrat. Abia acum a, da. A ciudat intrat. Acum să joci cu extrema... N-au avut timp să facă atac, schimb, atac, apărare. Mai bine opreau atacul și intra Natalie Hagman, sigur. 18 secunde, prepasiv, rapid, Canor lasă pentru Buceschi. Buceschi în fault. Foarte, foarte cât inteligentă. De bine stă, cât de foarte bine știe ce știința jocului are Eliza Buceschi și la faza aceasta. Cam asta îi lipsește Vâlcii, Marian. O știință a jocului și când să calmezi. Și asta ne-a lipsit și la echipa națională de multe ori când a lipsit Eliza Buceschi. Da. Contează foarte, foarte mult aceste momente, să știi să mai câștigi un punct de secunde. Canor, gol Rapid și victoriei pentru Rapid. 10 lacrimi, goluri. Dorina Corșo, sperăm să nu fie ceva grav. Iată pe Volic, de pe extrema ei, punctează. E bine că vedem ceafa lui Rică Răducanu. Acestea sunt condițiile din sala Rapid, încă o dată trebuie să spunem. 32-30. Nu se apără avansat Vâlcea, iată Rasmus Fulsen face semn acolo și este time-out cerut de David Ginesta. Da, e tardiv, mai sunt 50 de secunde și două goluri pentru Rapid, care are și atacul. Rapid se îndreaptă spre o nouă victorie, una foarte importantă, spuneam, va egala Bistrița. Nu, va trece cu 3 puncte în față, pentru că Bistrița are un meci mai puțin, nu? Nu, egalează Bistrița. Bistrița va avea un meci mai puțin, dar are... Diferența acolo este că Bistrița va mai avea un meci cu CSM București. Acela va fi decisiv. Bistrița deja foarte... A, o echipă a CSM-ului care vine însă după partide de Liga Campionilor. Prepasiv. Și... A lovit-o în cap aici pe Dacian Ahosu. Tot așa... A lovit-o în cap mingea pe Dacian Ahosu și este 2 minute eliminare și nu este gol. Eu cred că a lovit-o. Mingea a deviat. Gol marcat și de Jong. Dar nu mai contează, are Rapidul două goluri peste. Badea
cu două goluri extraordinare pe final, pe final de joc. Acum da. Albertina Casoma forțează 15 secunde. Să vedem dacă se va termina tot 33-32 Cantur. Tot, gol marcat de Hagman și cred că acesta va fi scorul. Cantur, la fel Cantur. Minutul 60 și s-a terminat. 5 secunde rămase, s-a oprit timpul, dar nu cred că mai e timp să se întâmple nimic. Rapidul, iată, luate om la om, jucătoarele Rapidului trebuie să se păstreze însă distanța de 3 metri. De Jong trebuie să stea acolo, corect. Și 4, 3, și cine, 2, cine știe Buceschi să ține mai mult de minge decât Eliza Buceschi. Da. 33-32, victorie crucială a Rapidului cu același scor ca în partida dur în fața lui SC Mernicu Vâlcea. Un nou meci fantastic, un nou meci cu multe goluri, un nou meci în care a fost cu adevărat spectacol. Din păcate, Rapidul pare că a pierdut-o pe Dorina Coșoș, accidentată pe final de meci. 10 goluri marcate de Orlan Canor, din nou cea mai bună jucătoarea Rapidului, care va pleca însă din vară la Ferencvaros Budapesta. Trei jucătoare, Adi, spun eu că au fost senzaționale la Rapid, Casoma, pe lângă Canor, Casoma și portarul Denis Aded, în momentul în care a intrat în poartă, a făcut diferența. Suporterii vâlceni strigă hoții. Bendal ne transmite să stea cu minți, să nu fie foarte, foarte supărați. Dar Vâlcea probabil că s-a obișnuit cu aceste lucruri, deși arbitrajele sunt catalogate bune. Așadar, Rapidul egalează Bistrița, 48 de puncte. Vâlcea rămâne pe poziția 5-a cu 40 de puncte și cumva pierde lupta pentru podium. Noi am fost Marian Oxescu și Adi Costeiu. Vă mulțumim mult pentru atenție. O seară cât mai bună. La revedere!